Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața la toată lumea! Dragilor, încă o dată mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, pentru like-uri, pentru tot ce să mai... Vă mulțumesc din suflet! Dragilor, am ajuns din nou aici la căbănuță, am terminat cu șlefuitul și acum amorsez pereții, las puțin să tragă și după dau lavabila să termin cu lavabila. Rămâne doar chituitul, după ce dau lavabila și e cam gata cu living-ul și baia. Începem amorsatul. Amorsăm pereții, lăsăm puțin să tragă la morsa și dăm cu lavabila. Deci repede merge. Nu mai dăm cu bitineaua sau cu trafaretul sau cu pensula. Cam așa merge treaba. Am terminat și cu amorsa peste tot. Am amorsat bine. Acum aștept să tragă amorsa și dau cu lavabila. Gata, am început și prima mână pe tavan. Asta e prima mână. Se vede așa pătat pentru că nu este uscată. Bineînțeles că vin două mâini peste tot. Asta e doar prima mână dată. O să vedeți la final cum vine de alb tot. Am dat acolo pe colț. Dar nu se uscă. E și foarte frig afară și nu se uscă. Dar asta s-a uscat. Amorsa, nu mai e. Ea rămâne pătată așa, dar este uscată. Asta e. Dăm încet, încet. Acum o să dau pe pereți. Prima mână peste tot. Aștept să tragă cât de cât și dau și a doua mână. Să dau și tavanul în baie. Cam acolo și tavanul. Hugo a nebunit. Hugo! Păi ce ai? Ce?
să mergi mai repede. Dar la tavan, te rupe de mâini și stai cu capul așa, cam greu. Mergi repede. Haideți să revin când este totul gat. Și cu pereții. Și după aia o să vedeți a doua mână. Ha. Și a uitat să ieși ce ați mișto. În picățele. Foarte fain. Gata și cu prima mână. Acum lăsăm să tragă. Și după dăm și a doua mână să iese alb ca laptele. Am dat și aici tavanul. Băi. Se vede că nu e uscat. E pătat așa. Dar nu e problemă, așteptăm să tragă. Iasă frumos. Am început și cu a doua mână. Am dat doar tavanul, deocamdată. Peste tot. Și urmează pereții. Am luat și decorativa pentru exterior. Tot ce trebuie. Și după aia e cam gata cu totul. Am dat și aici a doua mână pe tavan. Aici pe margine o să punem cornișe, că este puțin diferență, pentru că tavanul este strâmb, dacă observați cât e de apropiat acolo. Și uitați diferența în partea asta. Și n-am avut ce face. Am pornit de jos, dar n-aveam ce să fac decât să cred că se observă cât este strâmb. Așa că o să punem cornișe și o să iese perfect. La geam o să punem colțare aplicate. Și cam aia e. Acum o să încep cu pereții. Și am zis ceva de o mână. Cred că se observă cât e bine și de la prima mână. Și acum la a doua mână iasă lapte.
Perfect. Am terminat, dragilor, și cu a doua mână, peste tot. Acum lăsăm să tragă și mâine va fi alb peste tot. Chiar a ieșit bine. Mie chiar îmi place mult cum a ieșit. Nici nu mă așteptam să iese chiar așa de bine. A ieșit totul perfect. Cam atât, dragilor, nu vreau să vă mai rețin. Încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase. Nu uitați să dați un like, o distribuire și nu uitați să vă abonați. Vă pup, o seară frumoasă și sănătate maximă la toată lumea.